Așa. Hai, unde eram? Ah, eram aici, nu? Da. Ok, vedeți ecranul meu? Da. Bun. Ce am făcut aici? O să vă rog pe toți, dacă n-ați intrat, să intrați pe Training Around VMX CSP.ro. Cred că deja sunt două persoane intrate, cred, sau una, nu dau seama. Cred că două. Da, sunt. Eu sunt intrată. Da. Auzi chestia aia cu TMX New Session? E agățată de ieri sau ce aia? Cum e la... Păi nu e agățată de ieri, este... Te poți reconecta la ea. E... Ah, ok. Deci aia o poți folosi. Deci uite-te în ecrană, dacă dau TMX să treci minus T Mirela, merge în sesiunea ta. Deci au rămas punite de atunci, evident. Ah, ok. Uh-huh. Avem 9 sesiuni de la 0 până la 8, pentru că una este a mea și 8 sunt ale voastre. Și intrăm și pe... Nu, deocamdată nu intrați pe TMUX, intrați doar pe Training Around VMX, toată lumea. Okay. Avem intrate, deci eu sunt, avem 4 dintre voi sunt intrați, 5 acum. Mai avem încă 3 care trebuie să intre. O clipă, imediat. Training Around vmx.cs.ro. Dacă dai desăgeată în sus, o să-ți apară care e. Training Around vmx.cs.pub.ro. Da, vmx, cum se aude, .cs.pub.ro. Dau aici și comanda, deci SSH, sau bine, URL-ul este trainingaroundvmx.cs.pub.ro. Hai să vedem. 1, 2, 3, 4, da, totul mai este intrată din câte se vede. E cineva care nu e intrat? Din câte pare să fiți toți intrați. Bun, perfect. Așa, uitați ce vreau să faceți. În folderul fiecăruia vreau să creați la fel ca ieri două IA, că să faceți pe rând. Întâi facem o ierarhie și apoi cu ierarhie, ca să exersăm partea cu ierarhiile, cu directoare și cu fișier. Și cum faceți treaba asta? O să vă rog pe toți să faceți și voi, nu o să fac doar eu, o să faceți toți comandă, să de către adevăr facem, deci ce dau eu de asta și voi, nu o să vedem fiecare ce face fiecare, dar să ne asigurăm că dăm aceleași comenzi și că vedem ce avem de făcut. Dați vă rog comanda 3, Răzvan, first one. Dați toți, scrieți comanda asta, 3, Răzvan, first minus one. Și apoi dați enter. Mie mi-arată no such file or directory, că nu m-am logat pe... Da. Încă o dată, toată lumea trebuie să fie pe training around vmx.cs.pub.ro. A, nu pe SSH. Ah. Sau da, cu SSH. Da, încă o dată, nu intrați nicăieri, să fiți în, dacă nu vă merge comandă, nici caz comanda /Răzvan/first-1. Hai să vedem așa. Deci... Probabil, încă o dată, poate ai intrat în alt folder. Eu voiam să fiți chiar în home-ul vostru. A mers? Da. Deci nu știu, vezi tu, dacă dai comanda pe WD, vezi tu în ce folder ești.
Dorința mea a fost să fiți toți în home training. În home training. Dar nu știu de ce nu am să merg. Trebuie să meargă și fără tilda slash. Bun. Deci o dată în 3 tilda slash Răzvan slash first one, vreau să creați ierarhia asta, directoare, fișiere, ăsta este un spațiu între lunch 13.30, morning 11 și virtual machine text. Astea sunt spații pe care vreți să le puneți în fișier, le puneți între ghilimele când faceți fișierul. Să vedeți după aia ce conține fiecare fișier, trebuie să uitați voi, deci acum you're on your own, intrați în director, vezi ce conține fișierul, trebuie să apară la fel, vă uitați în el. Așa. Și alea de fișiere, nu? Lunch aceea, și morning, nu? Ce anume? Alea lunch și morning sunt fișiere sau? Da, sunt fișiere. Ce este alb este fișier, ce este albastru este director. Încă o dată, da. Ca să vă asigurați că este, ce, este cum ce-ți voi că este, uitați-vă și voi. Deci toată chestia asta o aveți în tilda slash Răzvan first one. Intrați acolo, dați lăsă, dați cut, vedeți cum arată lucrurile și faceți același lucru, deci folderul numit first one, în home-ul vostru, adică fiecare, în home-ul, pardon, în directorul vostru. Alina o să facă în directorul Alina, Andra în directorul Andra și așa mai departe, da? Deci fiecare în folderul vostru. Și după ce faceți pe ce există în Răzvan, în first one, dați și în another one. Deci avem două foldere pe care voi să le faceți. Prima oară faceți first one, a doua oară faceți another one. La fel, ăsta aici, United States of America, sunt cu spațiu, ăsta aici sunt cu spațiu, deci să aveți în vedere. Și la fel să aibă același conținut. Poți te duci să te culci până terminăm noi. Ce anume? Poți te duci să te culci până terminăm noi. Hai că nu e mare. Intrați, dați cu Mac Adip, dați cu ecul mai mare și luați-le în ordine și vedem unde vă... Da, nu știu ce conține. Și atunci, ca să verificați care ce conține, trebuie să faci acel cut, nu știu ce... Trebuie să cum trebuie de exemplu ce conține. Dacă dai cut pe Răzvan, să spunem, pe another one, pe weather, pe Antarctica, uite ce conține. Deci dai toată calea. Caza, deci nu scrie toată calea. Da, ei, dai cu tab, ca să zic cum arată. Deci e un exercițiu foarte bun să zic cum faceți practic, cum fac chestia asta. Da, am aici o primă întrebare. Andra, tu aici apar două foldere. Andra, asta, n-am vrut să te întrerup. Eu am intrat într-o sesiune în care, adică mi-arată 31 de directoare, 76 de fișiere. Nu mi-arată... cum apare la tine 6. Păi stai puțin, încă o dată. Deci tu trebuie să dai comanda 3 pe tilda slash Răzvan. Deci 3 are argument. 3 are argumentus tilda slash Răzvan slash another minus 1. Da, eu nu am tilda. Atunci 3 dai comanda CD, să zici că ești în home training și dai 3 Răzvan slash another one, că e aceeași chestie, tot din home ești. Mie nu mi-apare că aș fi în home training, mi-apare că sunt în training VMX. Nu. Dei comanda pe WD. De la Print Working Directory. Ok, da. Apare home training? Da. Și acum dai comanda 3 spațiu Răzvan slash another minus one. Eu sunt mai leneș, așa pot să creez două directoare cu un singur mecadir? Absolut, absolut. Cum să nu? E chiar indicat. Evident că da, evident. Andra, ți-a mers? Încă nu. Și cum le separ? Adică pun, dacă vreau să fac, de exemplu, un... Pipe de la, nu? Nu, spa. Dacă ca să faci mecadir A, spațiu B, îți creează folderul A și folderul B. Ah, ok. Și fișiere la fel, tot cu spațiu, nu? Da, la fel, absolut. Taci... Nume, spațiu. Eco, mă. Cu eco nu merge, nu poți face eco mai mult odată. Trebuie să dai cu tag, dacă vrei să le creezi, da. Pare să pui în fiecare un mesaj. Așa, Andra, zici și mie, deci ai dat comanda 3 spațiu Răzvan slash another minus one? Da, și mi-apar 0 directoare, 0 fișiere. Tu sigur ai dat comanda SH și ai intrat prin puti sau unde ești tu? Puti. Și dacă dai pe WD, cum am dat eu aici, PWD, îți apare slash home slash training? Nimic altceva? Home slash training îmi apare un rând mai sus. Nu, dă-te
Dă-i comanda PWD. Spune-mi ce se afișează când ai comanda PWD. Training Aron VMX și deasupra lui până în PW mi-apare home training. Deci, uite-te la ecranul meu. Îți apare ca la mine dacă dai PWD? Nu. Nu ți apare asta? Nu. Dar ce ți apare? Training Aron VMX. Bun, ai TeamViewer? Da. Hai să vedem cum arată. Dă-mi ID-ul, te rog. Dă-mi-l pe chat. Hai să-mi sunt dumneavoastră, să vedem ce problemă are Andra, că dacă e probabil cu o chestie mai frecventă, să o vede pentru, și pentru celelalte situații. Așa, imediat. Bun, așa, Andra, deci ești pe W, da? Bun. Și apoi, tu când dai comanda, hai să întâlnim ce ai dat aici. Deci dai comanda, 3, și cu atât, ce mai bine chestie, dai tot timpul, dai cu... Deci nu trebuie să mă ascult spune când vorbesc, trebuie să te uiți pe ce fac, da? Și se cheamă another one, se scrie O-N-E, deci 3 Răzvan, și ca să fii sigură că... Fiindcă te las pe tine să tasezi acum... Ca să fii sigură că nu ratezi ceva. Nu scrie nimic. Șterge anadă. Okay. Dă-i tap-tap. De astea sunt posibilitățile. First minus one, another minus one. Dă-i pe F și dă-i tap. Enter. Ok. Iată. Și la fel, dă-i comanda 3. Dă-i spațiu, dă-i R tab. Slash A tab, de la another tab. Ok? Perfect, enter. Acum da, e ok. Da? Atenție că acel backslash din fața lui Virtual, deci vedeți că acolo Barack backslash Obama, nu există acel backslash. De fapt, spațiu, din motive de afișare apare acel backslash, ignoră-l. Și, okay, când, să... și când trebuie să fac mecadir cu spațiu, pun între ghilimele numele? Între ghilimele numele. Așa, da. Am o precizare aici, așa să vedem pentru toată lumea. Folosiți cât de mult puteți și cât de des puteți tab și tab-tab. Că altfel veți scrie nume de fișiere din auzite și vă ajută foarte mult. Deci este e o chestie, cum să spun, fundamentală. Folosiți cât de des puteți, aproape oricând tab și tab-tab. Ca să fac el completion, ca altfel riscați, cum a fost și în cazul de Andra, să scrii minus D, minus 1, să fie altceva. Deci folosiți cât de des puteți tab și tab-tab. E best practice. Și eu mai am o întrebare, că eu ți-am zis că sunt leneș. O să ies de la tine. Mai am o întrebare, că sunt leneș. Da. Ok, pot să creez cu mecadir, cu spațiu mai multe foldere, dar dacă vreau să creez directoare, dacă vreau să creez un director într-un director, e vreo opțiune să-i fac cu mai mic, mai mare, ceva așa, da, dintr-o dată? Dintr-o dată, mecadir minus P. Dacă dai mecadir minus P, îți creează după aia, dacă dai mecadir minus P, să spunem A slash B slash C, îți creează folderul A, în el folderul B, în el folderul C. A, interesant. Opțiunea minus P pentru mecadir, exact. Așa, o precizare, da, mai scuze. Intrați și voi ca să mă pot după aceea valida cu voi, dați comanda tmux-ls și apoi intrați fiecare, dați comanda tmux-attach pe sesiunea fiecare, minus tmic, Alina, Andra, ce aveți voi acolo, ca după aceea să verific ce faceți. Deci, Contează în ce director suntem? Nu, e bine să fiți în folderul... Nu, când dați tmux attach, nu contează, nu. Deci dăm tmux attach. După aia să fiți sigur că sunteți în folderul vostru și acolo să faceți ce am făcut mai devreme eu. Adică să faceți acea ierarhie. A, păi, așa, eu deja început. Dar mă duc acum... Nu se schimbă nimic, oricum tot în acele editori. Nu s-a schimbat nimic, n-ați dat nimica. Doar să, acum, dacă intrați în Tmux, vi se schimbă cumva doar terminalul, dar fișierele, totele au rămas. Nu s-a schimbat, nu se schimbă fișierele. Nu e ca și cum aveți alt sistem sau ceva. Tmux attach minus nume sau era Tmux attach? Uite că scriu eu în terminal. Minus T, numele vostru, exemplu Vlad. Cu minus T, Vlad, intru la Vlad, da?
Cu minus T Valentin, intru la Valentin. Da? Cu da. Minus T Mirela, intru la Mirel. Și așa mai departe. Deci așa o să faceți fiecare. Nu mai știu, cum verificam în fișiere ce conținut aveau? Cat. 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 Aolea, și am făcut din hai. Uite, vă mai spun aici un sumar de comenzi, încă o dată, vedeți până aici. Mecadir A, stai să spunem, creează directorul A. Vi le pun aici pe ca sumar. I create a folder, așa. Touch A, create file A. Trebuie unul mai lung. Ce mai avem? Rm, x, y, z. Remove file XYZ. Ce mai avem? Rmdir XYZ. Remove folder XYZ. Ce mai avem? De fapt, așa. Echo. Da, echo msg în XYZ. Add content msg in xyz, create xyz if not exist. Da. Rm minus fr xyz, remove entire hierarchy. Așa, și ce mai avem? Mai avem cut xyz. Show contents. Of X, Y, Z. Și mai avem, ce mai aveam noi, LS. Show contents of current folder. Și LS, X, Y, Z. Show contents of X, X, Y, Z folder. Cred că astea sunt și mai mult, mai vine altceva pe care să... A, și bine, 3XYZ show hierarchy starting from XYZ. Cred că astea sunt, numai cât mai stă altceva. Le las aici să le vedeți. Și cu atât comenzile pe care dați voi ca să validați că totul este în regulă, trebuie să dați comenzile 3-Răzvan first one. Asta este una și mai este another one. Asta trebuie să creați voi. E vreo opțiune să văd conținutul la mai multe fișiere? Da, să dau puțin cut cu toate fișiere. Deci, asta e o chestie. Dacă trebuie să dau comanda cut, tilda, Răzvan, first one, trainings, Linux fundamentals, 01, CLI și tilda, slash, Răzvan, another one, să spunem, weather, cold, le așeză pe fiecare pe amândouă. Prima linie de la primul, bine, acum știu că una linie de la, putea să fie ambele linii de la primul sau de la ultimul, dar știu o linie. Da, ți-a mers și chiar dacă ai pus la, după Linux, ai pus backslash? N-am pus eu, nu, a pus celul. Dacă i-am dat cu tab și de când pui tab, ce se întâmplă? Există mai multe moduri de a escapa okay. Ăla. Dacă, de exemplu, aș da comanda asta, era la fel. Scot ăsta și pun între ghilimele toată construcția. Ah, ok. De exemplu asta, whatever. Deci nu, trebuie să pun un nume între ghilimele. Am înțeles, ăla era tot numele și de aia. Dar trebuie doar să, ca acel spațiu să mai fie văzut ca fiind un separator de cale. Că dacă, de exemplu, aș da așa ceva, o să-mi dea eroare că nu găsește fișierul tilda Răzvan first one training Linux și nu găsește nici fișierul fundamental 01 CLI, vezi? Înțeles, nu credeam că era director. Da, deci ăsta e modul de a escapa spațiilor, cu backstage ori cu ghilimele. Eu cred că am făcut o prostie, pentru că atunci când am început crearea folderilor, am început cu Ioan, nu cu Răzvan. Iar acum când mă duc pe 3 Răzvan, another one, îmi spune error opening director. Tilde, deci încă o dată, 3 tilde slash Răzvan slash another one, ca să faci cale absolută. Ia să văd ce faci. Nope. La tine. Ioan, la tine mă uit? Da. Nu te-ai conectat? Contează, intră pe Tmux, măi.
spațiu attach, spațiu minus T, spațiu Ioan și atâmi aici ca să pot să mă conectez la tine să văd ce faci. Dați cu toții, dați tmux. Ai făcut first. Mamă, ce a făcut acolo, tilde, Ioan. Nu, nu, trebuie să refaci. Nu, nu, e prea, e prea bușit. Stai așa că șterg eu totul. V-am șters totul, trebuie să refaci. Intră în folder Ioan și lucrează acolo. Și lucrați toți pe tmux, ca să vă pot după aia corecta rapid, dacă greșiți orice. Încă o dată, aici e chestie de exercițiu, nu e problemă, ați greșit ceva, nu este nimic, întrebați-mă, intru la voi să ajutăm, adică nu vă calculați de aulă, nu știu să fac chestia asta, nu e nicio problemă, ideea e că trebuie să ne, vrem să ne învățăm, nu e niciun fel de jenă, niciun fel. Vă este ceva, nu știți cum ceva, shoot, intru la voi, rezolvăm. Nu vă cramponați în, bă, nu știu cum se face, cum era chestia, întrebați, întrebați și ne uităm. Ideea este că eu am dat tmux exact cum ai spus, dar mie mi-apare jos Dan Obeș, adică pare că nu sunt la mine. Dan din greșeală înseamnă. Dă-i. Aoleu, nu-mi șterge acolo, nu-mi șterge, că tocmai am făcut și n-am eu prima dată. N-am tastat deloc, Dan. Bun. Adică am pus doar numele meu. Ai dat tmux să te-aci fără nimic, stai, i-ai intrat direct pe Dan. Da. Dă-i control B, separat de, ca să ieși din sesiune, să nu mai bară. Da, am ieșit. Și acum pun cu tmux numele meu. Și acum dă-i tmux attach spațiu minus T. Minus T, spațiu numele meu. Ok, sunt bine acum. Ok, perfect. Am zis să dăm pe scroll înapoi cu control B și... Paranteză dreaptă deschisă. Okay. Paranteză dreaptă deschisă, acum se scrollează. Și dacă vrei după aceea să oprești scrollarea, dai control C. Încă o chestie. Mie mi-au rămas alea de aseară, că văd că am 02 hierarchy my letters. Ai șters? Că ai zis că ai șters tot. Nu, 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 n-am șters nimic. Ați rămas atunci, nu e problemă. Ok. Mai am o întrebare. Când dau cu tab și mă duc în first one training și după aia am fundamentals care e cu spațiu, nu mai merge tab-ul, nu? Ba da. Dă-i tab-tab. Tab-tab, al naiba nu merge. Asta e să văd. Ești cu CD? Cu cat sunt. Cat tilda slash Răzvan first one training. Cu cine vorbesc? Cu Ioan sau cu Dan? Dan, Dan. Încă acum, ia să ne puțin. Ia, arată-mi ce te-ai puțin. Păi Dan, intră și tu pe tmux, mă. Păi cum, nu sunt? Stai puțin. Nu, 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 o clipă. Stai puțin, trebuie să intru la Anda. Stai un pic, stai un pic, că e complicat, că văd că... Fai, olea, că stai un pic. Anda, tu că ai intrat la Dan și după aia la tine. Stai un pic să văd ce s-a întâmplat. Da, păi tocmai asta am zis. Am ieșit cu control BD și acum îmi apare că sunt la mine. Da, pare să fie în regulă. Ok. Da. Bun. Dan, tu ești, mă, la tine, că eu acum sunt la tine și nu văd nimica. Cum să nu? Acum... Tmux, spațiu attach, spațiu minus T, spațiu Dan. Se apară bara verde jos. Bara verde mi-apare. Ah. Da, stai. Deci tmux, așa? Spațiu attach, spațiu minus T de la Tudor, spațiu Dan. Spațiu minus T, spațiu Dan. A, așa. Tmux session should be nested with care and set tmux to force. Ce durere mai făcut? Ai team viewer, Dan? Da. Nu știu, mi apare acum Mirela 0B. Mamă, ce, nu știu unde ai intrat. Hai să vedem ce ai făcut. Băi, te alerg. Stai un pic să pornesc din viewer-ul. Eu zic că am făcut bine. Dar nu știu că... Bine, cu tâmul. Am lucrat numai pe folder-ul meu, deci nu e... Așa, ID. Mi dai pe chat? Da. Ok. Stai un pic cu ce... Type message. Deci ID-ul. Așa, și parola. Imediat. Așa, hai să vedem. Gata? Așa, am intrat acum. Da, ești la Mirela. Bun. Control B separat de. Control B separat de Dan. Ai dat tmux să teaci fără argumente. A intrat la primul pe care l-a găsit. Dă-i tmux să dă-i tastă sus. Spațiu minus T, spațiu Dan.
Ok. Okay. Și apoi de ce de punct, punct, probabil. De-i lăsă după aia. Ok, ești unde trebuie. Du-te în first time. Și acum, atunci ce vrei să faci care nu-ți mergea? Hai că să închid, o să închid ăsta TeamViewer-ul, ca să intru acum. Așa. Dai, că voiam să intru în... Așa, deci voiam să intru... Așa. Voiam să intru... Cum era? CD... Da, mi-ai creat pe la mine chestii? Nu, am lucrat pe folderul meu. Era în folderul care trebuie. Foloseai interfața, da, era în folderul care trebuie, în regulă. Dar, Mirela, tu ești pe Tmux, Mirela? Nu, șef, vreau să fac exercițiile să mă chinui. N-am intrat încă, am făcut cut-uri pe toate fișierele și de-aia... Ok, bun, după aia simt la tine. Imea, trebuie sigur, să vedeți pe Dan și după aia vorbim. Așa? First da, one, așa. Păi da, Dan, trei. Așa. Și nu mai merge acum șterge cu Linux. Șterge liul, tap. L mare. Enter. Ok, e cu L mare, dar de ce... Încă o dată, deci totdeauna dai tap-tap, totdeauna dai tap-tap, da? Da, eu scriam cu L mic. Dai cu L mic. Cu L mic, de asta. Bă, ce prostie, scuze. Da, ok. Deci totdeauna dai tap-tap ca să scrieți totul în regulă. Așa, cine spunea care e probleme? Cred că Alina, parcă? Iuliana, vreau să întreb ceva. Nu am. Am făcut o parte din ierarhie, dar după aia, după ce am dat MUX, nu mi-apar folderele. Înseamnă că le-am făcut unde le-am făcut. Bun. Hai să-mi puțin, nu știu unde le-am făcut. Deci înainte de TMUX am început să fac. Ileana, dacă dai TMUX LS, îți apar toate sesiunile voastre? Da, Alina, Andra, Dani, Ion, Iuliana, Mirela. TMUX spațiu attach, spațiu minus T, spațiu Iuliana. Păi sunt deja atașată. Nu, apare bara verde. Apare jos Iuliana? Eu am o bară verde jos, da, Iuliana cu I mic. Acum când dai eu lăsâți, vezi ce scriu eu? Da, văd. Bun, ok, păi Ivan, ce bine. Zi-mi ce ai făcut. Păi da, dar aici nu am niciun... Trebuie să intru în folderul Iuliana, înseamnă că le-am creat deja? Cu I mare. Contează. Ok, literele. Folderul Iuliana, aici ești. Hai, te-ai creat de first one. Ok, mersi. Dă-i 3 pe first one, dă-i 3 pe first one. 3, first one, dă-i cu tap. Tap. Enter. Bun, încă o dată, Iuliana, fără backslash, atenție mare, lasă-le acum așa, nu există backslash în numele fișierelor. Am înțeles. Apar vouă, că din poate așa e. Dar ei au doar spațiu, să aveți în vedere. Acum lasă-le așa. Bine, mersi. Și de încă o dată, dacă vrei să dai tu pe aia, mai dai din când în când, mai dai 3 Răzvan first one, să vezi cam cum trebuie să aduci ai tu. Deci asta am eu, asta e ce am. Cauzi că te-ai pus un backslash, ți-a apărat acum, de fapt, 3 backslash-uri. Ăsta, da, am văzut. Ăsta escapează spațiul, iar un backslash escapează alt backslash, de-aia apare așa. Mm-hmm. Okay. Ok. Hai, spun la treabă. Mersi. Mulțumesc. Cum e comanda aia cu cut? O aveai pe ecran, dar am pierdut-o. Iuliana, vezi că mai e o greșeală. Launch-ul și morning-ul trebuie să fie în breaks, nu trebuie să fie pe același nivel cu first. Deci vezi că tu le-ai pe același nivel. Da. Da. Deci, breaks. Poți muta dacă vrei. Hai să vedem cum poți face chestia. Poți să faci move sau? Dai așa, dai move. Move, da. Dai launch, dai cu tab și îl dai în breaks. Mm-hmm. Acum, dacă dai 3 aici, am mutat. Da, s-a mutat launch în breaks. Acolo, da? Mm-hmm. Dai în vedere. Așa, cine mă întreba? Dan, Ioan? E Dan, cu comanda cu cut, că nu mai știu. Păi trebuie să dai cut pe un fișier. Vrei să vezi conținutul cărui fișier? Nu, da, la tine, da. Hai, dă-i, scrie Răzvan, /first1/training, ia ușor, hai, scrie acolo. Tăi cu tab, așa, așa, L mare, tab aici. Tab, dă-i tab, hai, de tab, ce fișier ai. Totdeauna de, nu, nu mai scrie 0, dă-i tab. Păi tab, dar nu... Pune 0. Spune, dar scuze-mă, da, îmi pare rău, uită-mă, cream că iartă-mă, da. Ok, 0, mai dai după aia tap-tap, mai dai tap-tap, după aia poate tap-tap, așa, și ai 1 câli, de exemplu 1 câli acum, 1 și tap. 0, 1 și tap. Așa, și acum vreau să văd ce-mi scrie în câli. Da, deci ăsta trebuie să scrii tu în fișierul 0, 1 câli, da.
Pot să le iau cu copii, să văd, evident, așa. Evident, e copii, copy-paste în chestiile mele mai mare în 0,1 clei. Aoleu, nu e asta. Nu merge, da. Ce nu merge? Eco? Nu, copiul ăsta, acum, copii. Nu merge, mă, click selectează și după aceea nu merge cu click dreapta? Adică, ba da, a mers. Morning merge, era Ion. Click dreapta și o să meargă. Gata, merge, gata, m-am prins. Nu folosesc false de nimic, acolo mai dubios. Mulțumesc. Ce denumire aia? 01 CLI și 02 FS? Dar vă dați mereu, deci încă v-am mai arăt la mine, dați mereu pentru verificare, dați încă o dată 3/Răzvan/first1, vezi cum atât toate titlurile, sau /Răzvan/another1. Astea sunt comenzile pe care să le dați. Mai spui și mie, te rog frumos, încă o dată, dacă nu am tilda, cu ce înlocuiesc? O secundă, te rog să fac un print screen întâi la ce ai făcut aici. O secundă, nu mai mută ăla. Că tot rămân în, și nu dar, știu ce. Dar, Andres, dar poți dai tu comanda, dai tu cu mereu comanda asta. Pune tu în istorie și pune mereu sau ai fost, o dai tu mereu. Ok. 3/Răzvan, o scriu la dată și după mai dai din sus, din când în când. Care e comanda aia? Dai enter. Deci scriu tu, că e aceeași chestie, sunt același timp de operare. Mm. Scrie tu comandă și poate de mai multe ori. Mă întrebai tu, Andra, mă întrebai parcă ceva? Da, dacă eu nu am tilda, cu ce înlocuiesc? /home/training. Sau, uite-te puțin la ce fac aici, ce poți să faci, Andra. În loc de tilda, poți să pui $home, litere mari. Ok. Deci $home/Răzvan/first, toată aceeași chestie. Breaks-ul este după, este folderul după first one sau este după home? Cine? Breaks. Nu știu ce zici, breaks? Breaks. Este directorul după, care vine după first one sau vine după home? E după first one, nu e după first one. Deci aici e calea completă. Am înțeles. Deci breaks este sub first one, trains este sub first one, aici domnul doar numele căi. Nu. Am înțeles. Da? Ăsta e primul nivel, breaks trainings. În breaks sunt lunch și morning, în training sunt Linux și resources, în resources sunt books și links, în books și după aia mai departe. Eu zic că sunt gata. Cine? Alina sau Mirela? N-am Alina. Întâlnit. Hai să vedem, Alina. Ia. Ușor. Amare. Da. Hai să vedem. Triul pare foarte bun. Dacă vreți să mi-ați văzut cum trebuie, puteți să dați comanda tric, m-a făcut Alina și arată foarte bine. Și eventual puteți să dați și cut-ul între timp. Dăm să ne dăm pe cut. Cut. Hai să intrăm în rădăcină aici la tine. Așa, cut, breaks, lunch, breaks, morning, finally și on, ok. Training, Linux, fundamental 01, 02, training, resources, books to do, da, training, resources, Linux, virtual machine. Perfect! Deci uitați, ăsta este... Ecranul care uite acum la mine, intrând pe ecranul Alinei, este, dacă mi-ar dați chestia asta când intru la voi, spuneți că am făcut, totul este clar. Comanda 3, comanda de cut, arată că toate chestiile sunt cum trebuie. Deci un singur ecran, vezi că am putut pe un ecran și atât totul este făcut cum trebuie. Nu, stai un pic. Deci 3/Alina/first1 și după aia ce comandă ai mai dat? Pe tot felul de fișiere. Am dat cut pe breaks, lunch, 13/30, breaks, morning, 11/10,
am dat cat pe training Linux Fundamental 0.1 CLI, cat pe training Linux Fundamental 0.2 FS, cat pe Linux, cat pe training resources books to do, cat pe training resources Linux virtual machine. Ok. Da? Cum vedeam să dau de să văd mai sus ce aveam făcut? Am putut asta control V, tastă sus, tastă sus. Nu, să mă duc cu scrollul. Cu scrollul. Control B și separat paranteză dreaptă deschisă. După aia poți să scrollezi și închei scrollarea cu control C. Alina merge la ăla, la another one. Dai comanda. Da, corect. 3 tilde slash Răzvan slash another one și fă și pe ăla. Eu sunt la scris, deci dacă la scris nu okay, ai fiș. Mai trecem cu vederea, suntem înțelegători, ok. Eu credeam că mă las să mă odihnesc. Răzvan, poți să intri puțin la mine, te rog? Da, cu Valentin. Cu Valentin. Da, imediat. Eu am am creat niște... În first one, Valentin... Aha, trebuie să intrăm și noi în Valentin. Așa. În first one, hai să ce ai făcut. Breaks la... păi nu, atenție mare. Da, e bine. E ok pentru început. Ok. Și acum... Da, mai trebuie... Uite-te după aia, mai dă-i... Da. Mai dă-i tri... Păi da, trebuie să mă duc în Linux Fundamentals acum. Da, uite, vezi că mai vezi ce mai de făcut. Mai de făcut în Linux Fundamentals două fișiere, în Books un fișier și în Links un fișier. Vezi cum pe cele două. Ok, și eu acum sunt în... Ești acum în first one, uite, dacă dai pe domnul, okay. Ești în home, okay. Training, Valentin, first one, ești aici. A, și trebuie să mă duc în Linux, nu? Dă-i lăsă, vezi cu... să fii. Ok, și i-am dat cu... I-am dat calea, dar nu mergea cu tab să-i dau. Cum? Ia, arată ce nu-ți mergea, arată mie, trebuie să zice și atunci ce nu merge. Arată-mi la... I-am dat cu tilde, nu? Așa. Am scris greșit tab, ăsta slash. Așa. Și după aia trebuie să-i pun direct de la început Valentin sau de unde? Da, Valentin. Păi Valentin. Și dacă e... acum merge Valentin. Tap, tap. Tap, tap. First one. Tap, trebuie tap. Să-i dau tot timpul tap, tap după aia. Nu, tap. Un singur tap trebuie. Și ok. După, dacă vrei toate opțiunile, dă-i tap, tap. Dacă vrei, dacă știi că e o singură opțiune, dă-i un tap. Ok, first one și trebuie să mă duc în training. Un singur tab. Deci, dacă îi dai T, un singur tab. El are nevoie de două taburi când vrei să știi ce care sunt toate opțiunile, știi? Da. Ok. Dar acum ce vrei să pui în el? Vrei să pui conținut? Păi, cele două fișiere alea, 0.1, CLI și... Așa, hai să ce conține un fișier. Uite-te întâi ce conține fișierul 0.1 CLI. Cum vezi chestia asta? Dai comanda cat pe tilda slash Răzvan. Dă-i R cu tab, cea ușor. În ce subfolder din ăsta? Dă-i tap, tap, să fie subfolderele. Linux Fundamentals. Nu, e în first one. Uite-te acolo, este. Uite-te sus. Home, training, Răzvan. Următorul. După aia unde este din first trainings. One? În trainings, dă-i cu tâ. Trainings. După aia unde este? E vezi că e cu L mare, nu te grăbi. Da. Și apoi unde? 01. 01, tap. Enter. Ăsta trebuie să creezi. Vezi un fișier cu acest nume. Și poți să-l creezi așa, echo shell cli distro. Echo mesajul mai mare în 01 cli, evident. Și astea le pui în ghilimele? Shell, da, cli... Da, da, îi pune între ghilimele că mai sunt spații. E tot timpul e bine să pui mai multe chestii între ghilimele, dar mai ales de conținut caractere speciale, cum ar fi spațiu, care are rol special în shell, are rol de separator, să nu te încurce. Păi, ce conține? Asta shell, cli, distro sunt în fișier, nu? Da, trebuie să dai echo acest mesaj. Da, întâi trebuie să creezi fișierul. La asta ne referim. Întâi trebuie să creezi fișierul 01 click. Nu trebuie să creezi, ți-l creează echo. Când dai echo mesaj mai mare în fișier, dacă fișierul nu există, ți-l creează. A, și pun echo mai mare în numele. Da, exact. Echo, okay, deci după aia... mai mare 01 click, numele fișierului. Răzvan, am terminat și eu. Imediat. La sunt. Da? Însă am nevoie să mă ajuți un pic
Nu știu cum să scriu să-ți arăt astea, caturile astea mai rapid aici. Hai deci să m-am dus. Triul am văzut că l-ai dat, e foarte bine. Și acum de așa, dă-i cut. Da. Tu acum ești în pomire, la data aia, dă-i cut spațiu. Da. Dă-i tap-tap, să zice opțiunea. Bun. Ce vrei să-mi arăți tu acum? Din first one, dai full da. Tab. Scriu așa, first one. Fir tab, fir tab. Fir, da. A, să dau tab. Ok, așa. Toate opțiunile. Tab, tab. Așa, unde trebuie să intre acum? În ce folder? Vreau să-ți arăt breaks-ul, adică da, ziceai că să-ți faci... Eu nu trebuie să răspunzi, eu te întreb ca să te ajut. Ce scrie acum în continuare? Breaks. B, tab. B, tab, ok. Tab, tab. Și vreau să-i faci pe amândouă, nu-i așa? Dă-i steluță. Da. Scrie steluță și de enter. Steluță și enter. Da, așa? Să facem două. Foarte bine. Ah, ce tare chestia asta. Da. Nu știam. Le-ai afișat pe astea două. Așa. Da. Acum ce vrei să mai afișezi? Deci am făcut... stai, să mă duc în Linux Fundamental, sunt trainings. Da, dă-i cut. Ok. La după fel, care... First one. Uh-huh. Stai, tab. După care trebuie să mă duc în trainings, okay, tabs. Așa, în? După care în... cu... stai, auzi, dacă am cu spațiu, trebuie să fac... Dă-i tap-tap, ca că ai uitat cum. A, tap-tap. Dă-i lămare, tap. Lămare, tap. Și după care trebuie să-i dau steluța aici. Da. A, uite, asta nu știam cu steluța asta. Și să vede ce am scris acolo. Ok. Da, perfect. Bine, hai că nu ți le mai... Nu mai continui perfect. Cu celălalt. Mă duc să mă apuc da? De... Uh-huh. Da, dar următor, e în regulă. Da, bine. Ah, am făcut folderul Linux Fundamentals înainte de trainings. Cum pot să modific? Ori îl ștergi cu râmădir, o poți dai un MV sau ceva la un moment dat. MV îl mută într-o parte în alta. MV sursă destinație. Cum vrei tu? Dacă avansați și ați avansat de parcă, de exemplu, Vlad, atâna mai repede, v-am făcut un fel de provocare. În directorul fiecăruia, vă spun de pe mai grad, oricum lucrați întâi la first one și la another one, în directorul fiecăruia v-am făcut un fișier care se cheamă minus Z. Vreau să-mi afișați conținutul acelui fișier.
O să zic că nu este simplu. În ce folder? În folderul vostru. Am terminat. Da, în folderul vostru, fiecare din folderele voastre, aveți un fișier numit -z. Vreau să-mi afișați conținutul lui. Da, asta după ce ați și chestia cu first one și cu another one. Te întrebam eu, dacă sunt acum în fundamentals, am creat fișierele alea cu conținut, acum ca să mă duc mai sus, nu merge tot cu cât tilde slash? Ba da, poți să ai cu tilde slash și one sau done, cum se cheamă, sau poți de cât de punct punct, cum vrei tu. Dar i-am dat cât tilde slash v și nu mai merge tabul. Greșești adică... ceva. Hai să vedem. Cu cine vorbesc? Cu Dan? Valentin. Greșești ceva. Hai să întreba acum. Ia. Ce faci? Păi sunt în fundamentals, da? Da. Și vreau să mă duc mai sus. Atât cum am care merge, că nu te văd asta nimic. Cât de... Da. Tilde slash, tu-i tap-tap. Tu-i tap-tap. Așa, V, ai sunt doi de V, de aia nu merge tabul. E și Vlad și Valentin, dă-i tap-tap. Unde vrei să mergi? În Valentin? Da. Două secunde că sună cineva. Tab. Scuze. În regulă. Deci aveți vedere, dacă nu merge tab, băgați tap-tap, că poate nu aveți, poate sunt mai multe opțiuni. Deci tabul, dacă este ambigu, se oprește după un timp, până am dezambiguizare. Răzvan, Iuliana sunt, pot să le verifice, să am niște greșeli de spelling, da. Dacă ai greșit, nu e problemă. Hai să vedem puțin. Ce ai făcut? LS3. Hai să vedem 3 first one. Tu-l făcuse pe first one. L-ai făcut și pe another one acum, nu? Da. Antarctica, Arctic, cold și hot trebuie să fie în weather și de deci asemenea weather nu trebuie să fie prezent și în president. Vezi că tu l-ai prezent de două ori. Și aici. Ok. Și aici. Da. De da. 4, să le move. Sau cu ceva trebuie să fie în weather. Da? Mm-hmm. Ok. Da. Încă o dată, pentru verificare, dați $home/Razvan/first one, $home/Razvan/another one. Și cum era move și numele fișierului și dau... MV. Da, MV. Fișierului după aceea nu vrei să-l muți. Adică, de fapt, MV are ca argument două căi. Calea sursă, calea destinație. Și îți mut sursa în destinație. Dacă, de exemplu, dai cu genul MV... ../.a.txt în .. îți mută două niveluri mai sus fișiora .txt un nivel mai sus. Deci sunt două căi de fapt acolo. De asemenea, poți să muți un folder în alt folder. Al doilea argument e mereu un folder. Primul poate să fie un fișier sau un folder. Și ce este primul argument? Ți-l mută în al doilea. Tarica era... Poți să intri un pic la mine, te rog, să vezi dacă am făcut bine, că așa. Am impresia că... Dan? Ioan. Ioan, da. Așa este puțin, ia. Păi tu nu ai făcut, nu l-ai făcut în first one, văd, nu? Da, ce dacă te uiți. Dai greu, deci trebuie să mutăm trainings în first one. Și mai aici un folder care se cheamă Linux Fundamental. Știi ce este Linux? Linux simplu. Șterge-l pe ăla. Am pus să șterg, dar nu am... Și breaks la fel trebuie să fie în first one. Hai să cegem astea mai vechile de aici, ca sunt mai curți în ele. Da, te rog. În Ioan ai ceva? Nu. Hai să cegem și pe ăsta. Bun, hai să dăm 3 first one. Păi mai e ceva lipsă, te dai simtă, dacă... De-aia, dă-i comanda, dă-i... Uite-te în home-ul meu, 3, ca să te verifici. 3, spațiu, tilde, slash, răzvan, slash, first one. Dă-i cu tabul, spațiu, tilde, slash, răzvan, slash, first one. L-am aici salvat. Ah, ok. Da, ia un hint, te rog, cu ce văd fișierul. Deci, mai de făcut, ai multă chestie. Ai 0-1 câli și 0-2 fâs în breaks. Nu trebuie să fie acolo, trebuie să le ștergi. Vezi mai sus un pic, Ioan? Da. Trebuie să le ștergi. Și de asemenea să creezi sub folderul resources, în folderul trainings, și în sub folderul resources creezi două subfoldere books și links,
în subfolder books crezi fișierul to-do. Da, 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 da. Ai de făcut niște chestii. Cu ștergerea fișierului era cu... Rămă. Rămă. Dar în toate comenzile le aveam undeva aici, că văd aici un pic, mai scrollez un pic la mine. Astea sunt comenzile. Hai că vi le pun și într-un fișier. Hai să facem așa. Hai să spunem 01-commands.txt. Așa. Și când dau rămâ first one slash breaks 01 călăi, îmi șterge doar 01 călăi, nu îmi șterge și da, first da, one, nu? Da. Okay. Dacă vezi, dacă doriți în tilde sau dacă vreți în slash home în 01commands.txt, ca astăzi voi vedea oricând, v-am pus comenzile pe care le folosesc. Când mai ținute, bă, cu ce comandă fac chestia aia, dați cut pe tilde slash 01-commands.txt. Dați cut acolo repede. Dar încă n-ai pus nimic de acel view. De acel? De să văd minuzetul, de un hint. Nu mai păi, minuzetul este în home-ul tău. În home-ul, în folder-ul tău. Ai un fișier. Dar cum deschid? Ce anume? Cum îl deschid? Asta să mai gândiți un pic. Gândește cum te deschid, că asta e provocare. Hai să ajungem și noi acolo, Alina. Că... Da, mai că... decât dai să mai... Nu, mai vă țin 5 minute, dacă după ne sincronizăm cu toții, dar după aia vă și partea cu minuzetul. Mai stăm așa, mai să spunem 5 minute. Eu am terminat cu primul, cu first-ul. Cine? Cu cine vorbesc, Dan? Dan, Dan. Mi-a zis că e tot în regulă. 3 first one. Breaks, lunch, clay, da, pare bine. Este cu toată conținutul fișierelor. E bine. E bine. Și aici e bine. E perfect. Ok. Mergi la another one, Dan. Iuliana, am terminat, am corectat. Ce vreau să te întreb, dacă era să creez 3 fișiere, mergea cu grep, ai zis? Făceam echo, conținutul fișierului nu mergea. Nu, am înțeles ce zici. Poți să creezi fișiere goale cu touch, poți să creezi goale cu mecadir, dar n-ai cum să dai echo un mesaj în mai multe și să continui alt fișier. Da, sunt 3 mesaje, sunt 3 fișiere, n-ai cum să faci asta. Dai 3 comentarii, cum trebuie să fie, trebuie să faci altceva. Am înțeles. Bun. Okay. Triul este bun. Hai să vedem cum arată conținutul. Da, e bine. Și pe weather, toate astea. Penguin polar minus. Da, e foarte bine. Perfect. Ok. Uite așa, care era tema? Minus Z. Dai ai în home-ul tău, în home-ul, în folder-ul tău, un fișier numit minus Z. Vezi dacă te prinzi cum poți să-l folosești, cum să afli conținutul lui. Un fișier minus Z. Și ce da, să-i fac? Afișează-l. Dă-i cap minus Z. Nu o să-ți meargă. Vezi dacă te prinzi cum poți să-l faci, să-l faci să meargă, să afli conținutul lui. Stai că am făcut chichițe, nu mai pot să zic cu ce zi de aici, cu Q. Da, control C, ok. Am terminat și eu pe primul, Răzvan, dacă poți să te uiți. Imediat. Ioan, cu tine vorbesc? Valentin, da, ne uităm acum. Așa, triul pare bun. Hai să vedem cum arată conținutul lor. Valentin, first one, breaks, steluță. Păi ne-ai pus nimic în ele. Ne-ai pus niciun fel de fișier? Ba da, în 01 click le-am pus. În lunch și în morning n-ai pus. În lunch și în morning, scuze, da, pe ăla l-am omis, dar în celălalt în 01. Atât în cealaltă este bine, uităm acum, în cealaltă este bine, imediat. Da. Corect. Da, celelalte sunt bune. Trebuie doar da, să le pui în lunch și în morning, da? Ok. Poți verifica și la mine, te rog frumos, Andra, da, sunt. Andra, imediat. Hai să vedem. Așa, 3
Nu l-ai creat în folderul first one? Unde l-ai creat tu? Eu am crezut că în first one l-am creat. Păi, tu ești aici în resources... am înțeles. Stai că nu-i clar ce ai făcut aici. Te-ai făcut un folder. Astea sunt training. Create, da. Da. Făcut un folder training, da, am înțeles. Bun, hai zici ce ai făcut. Ia, 3, Ildă slash Răzvan slash first one. Bun. Așa, hai să spunem ce probleme sunt aici. Sunt și acum la tine. Uite, mai aici, nu-i problemă. Hai să mutăm, de fapt. MV trainings în Andra în first one. Așa, ca să fie la fel. Perfect. Bun, l-am mutat eu și acum suntem în regulă. Deci ăsta e ce ai făcut tu. Da. Ce am trebuie. Un folder în plus. Da. Ai așa, folderul breaks, ia zi-mi puțin. Opa. Deci folderul breaks nu există la tine, vezi? Și ai nevoie în folderul breaks de două fișiere, lunch și morning. Da? Nu le ai. Uh-huh. Folderul Linux fundamentals și resources, ce făcusei tu, le-ai pus în, stai puțin, stai așa că m-am plis ce ai făcut tu. Tu le-ai pus direct în rădăcină, da, stai puțin că le corectăm acum, stai așa că tu, da, le-ai pus direct în rădăcină. Mecadir, first ones, trainings, opa, trainings. Așa, hai să-mi acum, mai bine. Deci, în first one. Ok, ești mai aproape de realitate un pic. Dar uite și că ai diferențe. Deci, vezi cum arată chestia care l-ai făcut tu? Lunch morning. Trebuie să fie lunch spațiu. Deci trebuie să pui între ghilimele. Deci, încă o dată, hai să fac un demo cum arată treaba asta. Exemplu, aici ai fișierul. Ăsta nu trebuie să fie link, nu trebuie să fie links. Da? Și facem așa. Mergem în first one trainings aici. Și nu mai pune, nu se cheamă Linux, se cheamă links. Da? Stai puțin, unde este? În resources, da. Nu se cheamă Linux, se cheamă links. Da? Așa este aici, links, vezi? Links. Da, am făcut un print screen la un moment dat și eu am aici Linux. Dar nu mai da print screen-ul. Dă-i tu, te rog, dă-i dir, dă-i direct pe... Da, stai puțin că nu mă principi aici, stai așa un pic. Deci nu mai da prin screen. De când mai ai nevoie de aici? De, bă, ce mai era în chestia? 3 slash home slash Răzvan first one. Da? Iarăși ai uitat. Bă, ce era acolo? Nu te mai da prin screen. Bă, ce era acolo? Ok. Răzvan first one. Da? Poate vreau să spui, faci ceva după aia, bă, ce era acolo? 3 tilde slash home, tilde, că nu de tilde punem repede, da. Mai e chestia cu tilde, au Răzvan, da? Știi, de că first one. S-a luat, aoleu, am uitat ce era pe acolo, stai puțin, fără backslash. Și era ăla, scrie Dudu? Am uitat ce era acolo, aoleu, ce era? Uite, asta era, first one. Uh-huh. Da? Deci asta s-aș mereu, ca să mai fac chestia cu prin screen-ul. Ok. Da? Să te uiți un pic și la mine, te rog, Ioan. Hai, așa, stai puțin, deci ăstea... și acum, deci uite-te puțin acum la tine, mai curățează între ele. Și acum trebuie să dai așa, deci ăsta trebuie să se cheme, trebuie să fie cu spațiu. Ăsta trebuie să dispară, ăsta trebuie să se cheme 01-CLI02-FS. Și stai acum trebuie să se cheme altfel, da? Da. Uite cum arată asta pe aici. Dar nu-mi dau seama de ce mi l-a luat așa. Aproape, dar ești în zi. Când pui spații, pune între ghilimele spațiile, da? Deci okay. Când crezi fișierul virtual machine, pui ghilimele virtual spațiu machine.txt ghilimele. Ca să te apară cu spații. Ok. Da? Mm-hmm. Bun. Așa, cine m-a întrebat? Mersi frumos. Întrebam dacă Dudu este scris în minus Z. Da, Dudu este. Okay. Cine a reușit? Eu, Iuliana. Perfect. Așa, cine m-a întrebat? Eu să verific un pic first one. Nu, cine? Ioan. Ai reușit? Cred că da. Da, ok, cu ierarhia este bine. Breaks.
Stai să ne puțin, deci ești în... hai să intrăm în, în rădăcină. Pac, 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 pac. Breaks. Așa, da. Training Linux Fundamentals. Opa. Da. Trainings, resources, books. Da. Nu poți să scrii o comandă să le vezi pe toate, cum vezi la 3? Să vezi și textele din... Vrei să ai comanda? Da, te rog, că mi-e mai simplu să le caut când îmi dai, când mă duc la al doilea. Uite. Wow. Vrei să și înțelegi? Ai ales ceva. Ok, lasă că iau din partea asta. Da, vrei să vezi, da, ți-am arătat-o. Îmi arăți, te rog, încă o dată al doilea? Că nu mai știu cum se chema. Da. Ce înseamnă al doilea? A, al doilea director, la Another da, One. Da. Tris, Țildă, Răzvan, Another One. Super. Înțeleg că ajută expresiile regulate să știi despre ele. Da. Da, da, da. Foarte mult, adică faci mulți toate fișierele, toți, cerești toate fișierele cu extensie. Da. Este, nu le poți face ușor în interfața grafică, știi? Adică, cum faci interfața grafică toate fișierele cu extensia C? Sau toate fișierele care au în ele un, o cifră și au extensia C sau ce altceva. Nu poți face asta ușor. Selecție, deci între ele. Adică, steluță.c sau rămân 0, steluță 0, steluță.c, bam, ne-aș trebui toate, fără problemă. Da. Deci asta e chestia, că la, sunt multe chestii, că cel puțin în câlii poți să niște chestii pe care le faci ori deloc, ori greu în interfața grafică, dar sunt acele chestii. Chestii, de exemplu, cu click-uri, cu chestii cu interfețe, jocuri, nu le face nimeni în CLI. Dar chestia este care este așa mai de viteză, dacă, dacă ai de prindere, îți e super rapid. E nebunie pe ele. Așa, Iuliana, hai să vreau să știu un pic cum ai făcut, dată și mie. A, cred că o să poți să... N-am făcut ce știu, ce șmecherie. Ai, da, cum știu. Mi-a plăcut. Nu, e foarte bine. E foarte frumos. Da, e, e și altă metodă, vreau să o aflu. Da, o să o vezi și pe aia, o să vezi și altă metodă. E foarte bine cum ai făcut, da, e în regulă. Clasică, da. Ok. Cum a făcut? Da, am păcălit. Dacă vrei, vigilența. Te detașezi și intri pe terminalul ei și vezi că nu e... Că așa am făcut și eu, m-am uitat. Am terminat și eu, da, cu Another One. Cine? Cu cine vorbesc? Dan? Dan, Dan. Și eu am terminat. Mirela. Așa, pare să fie bine. Să spări și pe Dan comanda aia. Mamă, ce e aici? Da, e regulă cu Dan. Hai să-i și la Mirela. Nu, nu, la, la Mirela, tine vreau să mă uit? Da, da. Hai să-i trei. Da, e bine. Și la cine mai uit? Nu, e regulă. Așa, haideți să... Adică, dacă mai continuați voi după aceea, hai să ne uităm la partea asta cu minus Z-ul, care este și pârla cu ea. Hai să vedem cum a făcut Iuliana întâi, care i-a pus în arhivă. Deci cum a făcut Iuliana, așa, a dat cut, tilde slash Iuliana slash steluță. De fapt, era și mai simplu, cut steluță. A, nu merge ca steluță. Nu merge, că am încercat. A, foarte bine. În schimb, deci ce a făcut Iuliana? Hai să dau o cale care să nu ia steluța ca ceva, ori să-i dea o cale care să apare efectiv chestia respectivă. Păi, Iuliana, dacă ceri tu acolo, dacă deci nu dai cut tilde Iuliana slash minus Z, merge. Ce avea fișierul? Avea minus. De ce nu merge cu cat simplu? De ce nu merge cat minus Z? Trebuie să pui ce? Apostrof? Ce să-i pui? Ce spune? Uitați-vă la codul de eroare. Ce spune? Deci noi avem fișierul deci, minus Z toată lumea. Îl vede ca opțiunea alocat. Parametru. Vede ca un? Ca un argument. Ca argumentul Luca. Ca un flag îl vede. Și ce bă, tot ce, din punctul de vedere, tot ce începe cu minus este un argument. Dacă vreau recunoaște. Să-l știu, okay. La fel. Invalid option minus Z. Dar atenție că rămâi mișto, rămâi îți dă un hint. Uite cum îl ștergi. Și așa e foarte ușor. Deci trebuie să pui... Așa. Poți să dai un pic mai sus, că noi nu vedem ce scrii pe acolo. Un picuț pagina ei, nu știu cum. De ce cauze? Din cauza filmării?
Cred că rezoluția pe monitor mic. Eu am monitor mare și văd. Cred că e pe... Aveți? Da. Trebuie să dai, trebuie să ții mouse. Hai că l-am făcut eu mai mare. Hai să vedem, da. Da. Ce înseamnă chestia asta? Punct slash, că să nu țină cont de minusul ăla din față, cred. Nu, aia este efectul. Nu? Care este efectul? Rolul punct slash? Ce face punct slash? Ce înseamnă punct? Vă ce înseamnă punct? Nu v-am zis, nu-i așa? Nu ne-ai zis. Ce înseamnă punct? Punct? Stai skip-ul pentru cale. Punct, nu? Punct, e directorul părinte. Aia înseamnă punct, punct. Dacă dau comanda ls, punct, punct, ce face? Afișează directorul părinte. Dacă dau comanda cat punct punct slash 01 comments, afișează 01 comments directorul părinte. Dacă dau ls punct punct slash punct punct, ce face? Afișează directorul bunic, cum ar veni, părintele părintelui. Deci punct punct este directorul părinte. Aia este o referință în ierarhie deasupra. Că este o ierarhie de directoare și ăsta este directorul părinte, supra-directorul, dacă vreți. Asta înseamnă punct, punct. Dacă dau ls sau ls, punct, punct, Iuliana, e același lucru. Ori afișez cu directorul curent, orice fac, afișez directorul Iuliana din directorul părinte. Adică tot pe mine. Da? Punct, punctul este o referință către părinte. Punct, punct, slash, punct, punct, refer părintele, care își referă părintele. Punct, punct, slash, punct, punct, slash, punct, punct, refer părintele, care referă părintele, care referă părintele. Asta este punct, punctul. Ce este punctul? E directorul curent. E o referință către sine. Dacă dau ls sau ls punct, e același lucru. Dacă dau ls another one sau ls punct another one, e același lucru. Ce face chestia asta? Nimic. Exact. Din directorul curent, intru în directorul curent, intru în directorul curent, intru în directorul curent, intru în directorul curent. Ce face asta? Ai pus două puncte acolo. Mă duc deasupra, după aia rămân acolo de vreo 5 ori, după aia mă duc în Iuliana și după aia rămân aici de vreo 4 ori, de vreo 3 ori. Ce face comanda asta? Aici însemnând unde? Ai zis rămân aici de vreo 4 ori. Rămân aici unde e aici, unde punctul înseamnă aici, punctul înseamnă unde sunt. Nu se schimbă. Iuliana. Aici. Da, rămâi în Iuliana. Da, rămân pe loc. Rămân pe loc, practic. Mă duc sus, rămân acolo sus timp de vreo 5 slash-uri. Mă duc înapoi în Iuliana, rămân acolo timp de vreo 5, de vreo 3 ori și tot acolo rămân. Așa, practic, cu punct, slash și steluță, cu cat, afișez ce e în folder. Spun, dacă îi dau în cat, toate fișierele pe care le-ai în colocarea. Deci am făcut eu, nu? Dar nu cu punct, slash. Iar okay. Minus Z merge pentru că, mai dacă îi pun minus Z, e ok. Bă, minus este ok, dar nu mai îl vede ca fiind opțiune. Ca așa. Opțiune, dacă minimea după, cumva, după un spațiu, când ai cat, spațiu, minus Z. Da. Când îți pun punct slash, nu-i nicio problemă. Și zic că pot să-i pun așa. Tot aia, știi? Sau pot să-i pun așa. Și aici, dacă am oricât de multe fișiere, le afișa pe toate, nu? Continuă. O pot să pun așa și să-i pun, nu știu, trebuie să pui steluță, ca să afișeze tot. Slash training, slash... Și minus Z ăsta ce face? Mai exact? Niște puncturi pe aici. Minus Z e fișierul, nu face nimic. A, așa se numește minus Z fișierul, că n-am prins faza aia, că făceam ierarhie atunci. Fișierul minus Z se numește fișierul, ok. Ok, nu... Toți aveți acest fișier. Am înțeles, l-ai creat minus Z ca să fie... Ca să fie o opțiune, ca o opțiune să fie mai... Ok, am înțeles acum, n-am prins faza aia de atunci, la început, când ai zis. Fișierul minus Z e... aveți toți în nou. Vezi acolo. Încă o dată, la fel, dacă dau comanda rm minus z, nu o să meargă. Dacă dau comanda touch minus z, tot e o eroare asta. Dar singura chestie la rm îți spune cum să-l ștergi. Îți spune chestia asta.
Dar înseamnă că tu l-ai creat cu echo, dacă îi dai touch. Da, dar l-am creat așa. L-ai creat echo, tu, Așa l-am creat, că nu merge alt. A, nu, merge și fără minus Z, merge și așa. La ăsta merge, de ce merge așa? Pentru că mai mare la n-are nici fel de opțiune, nu e comandă, știi? Deci la ăla merge și așa de simplu. Deci îl pot crea foarte ușor. Că nu este nu e nicio comandă care să fie în fața lui minus Z. E doar un operator de pâlnie, știi? Și ăla n-are nevoie, pot să pun acolo orice vreau eu. La fel poți să pui să spunem cu minus minus 0. E aceeași chestie. Dacă dau cat minus minus 0, la fel o să se plângă. Ce-i cu minus minus 0 ăla? Dar e vreo dacă dau... Da? Deci n-am nicio treabă. Dacă dau touch minus minus 0, la fel se va plânge. Dacă însă dau cat minus minus 0, e altceva. Știe de el. Pricepit. Mulțumim. Da, și mai sunt o dată de astfel de prostioare care se pot întâmpla în momentul în care... Deci astea cu minusul neasoare că sunt cu argumente de comenzi. Cea mai cretină chestie, atenția asta, sper să nu mi se întâmple prea curând, dar este absolut oribilă. Absolut oribilă. În Shell, din motive cretine, tu poți să faci un fișier al cărui nume să conțină Enter. E atât de cretin. Deci puse un Enter în nume, e mind-blowing. Este această chestie, dacă dau acum că chestia așa, dacă dau echo, hai să spunem test, parcă ar fi, să simți dacă așa era. $parantex/nb. Da. Deci ăsta este un fișier care se cheamă AB. Deci așa se cheamă. Dacă dau comanda ls-l, spune un nume mai dubios. Deci dacă vrei să-l ștergi, e, zici-mi ce ștergi aici. E A și el după aia vede ca fiind un fel de B undeva. Cum și ăla ți-l face automat sau? Adică? A și B. Că eu văd că apare acum în folderul Iulianei, nu? Da, da, da. El este fișierul A, Enter, B. De-aia pare și de dubios cu apostroful cu cravată. Ok. Dacă vrei să ștergi cu ăsta, tu dai aici A și nu spui după ce mai dai. După aceea dai Enter. Ce o să faci? Cum îl ștergi? Cum ștergi un fișier care are Enter în el? Cum pui Enter-ul? Păi trebuie să-l pui cu construcția asta absolut cretină și o să meargă. Dar să știi de chestia, să știi că e acolo. Dacă nu știi, te-ai mâncat. Altfel, cel mai simplu lucru este dai rămâna steluță. Și măcar așa ți-l șterge, știi? Dar trebuie să vezi, când vezi acolo cum e așa de dubios, pe ce cu el, frate? Cum îl ștergi? Altfel, din nou foarte simplu, iarăși, nu merge cu Enter. Din nou, trebuie să știi că este construcția asta pentru Enter sau ce mai poți să faci, asteluță B, de exemplu. Și așa ți-l șterge. Dar dacă, deci sper să n-aveți de-a face cu un fișier cu Enter în el, cred că este absolut infernal. Dacă vrei cumva să-i strici cuiva ziua, existența, viața, pune-i fișiere cu minus sau pune-i niște fișiere cu enter și dacă nu prea așa oarece know-how, se uită necam cum ca în lemne și măcar nu-și dă seama ce e în ele. E super dubios. Deci, ăsta e chestia care, cum să spun, le faci prietenilor de poate că sunt dușmanii tăi la modul ăsta. Dă nasoalea, poți să ajungă să fie. Bun. Vreau să fac un scurt demo legat de arhive. Dacă aveți voi... Hai să facem așa. Vă fac eu un demo legat de, legat de chestia cu Find. Un pic de arhive și după aia luăm pauză. Dacă aveți voi întrebări, mai aveți voi întrebări de orice fel de natură pe asta cu fișiere, ierarhii, tot ce am făcut noi până acum. Da, dacă, nu știu dacă întreb o prostie, întreb dacă, ok, am făcut ierarhiile respective și aș vrea să mut un fișier dintr-o foarte parte bine. În alta. Hai să intrăm la tine, ca să facem asta chiar pe terminalul tău, să vadă toată lumea. E foarte bună întrebarea. Hai să dăm tri pe first one. Opa! Hai să vedem toate aceste fișiere pe care aici, că sunt ocupat mult spațiu. Hai să primim informatică, issue, la sopra, să cedem și minus Z-ul. Hai să zicem și task-ul, așa, ca să fie mai bine. Bun, acum zi-mi, hai să dăm tri pe first one și pe another one. Așa, zi-mi ce vrei să muți unde.
Hai să zicem că îl luăm pe 01 CLI. Da. Și vrem să-l mutăm, nu știu, acolo în weather. În weather. Uite cum facem. Comanda este MV, da? MV este MUF sau RENAME. Deci e MV mută, ceva în genul ăsta. MUF sau RENAME, ce înseamnă mutarea? Asta crede-mi și un fișier, că poate că-i schimb numele, da? Bun. Și apare sursa și destinația. Atenție, nu sunt neapărat noi definite, sunt căi. Calea către sursă, calea către destinație. Sursa poate să fie ori fișier, ori director, destinația e menul director. Și hai să vedem. Trebuie să mutăm. Mergem în first one, facem așa. Unde era ăla? Era în break. Vrei să mutăm lunch-ul sau morning-ul? Ce ai zis? A, nu, nu, CLI-ul, nu, nu. 01 CLI, da. Trainings, Linux Fundamentals, 01 CLI. Am ajuns la sursă. Deci ăsta este sursa. Și unde o mutăm? Another one, weather. Gata. Three another one. A de apărut 01 CLI. Three first one, a dispărut 01 CLI. Și asta a fost comanda. Ah, super. Da? Am folosit foarte multe taburi ca să găsesc de acolo pleacă și acolo ajunge. Deci nu contează, nu contează în ce folder ești, tu trebuie să scrii toată calea. Și dacă îi pui... Ce mai devreme, încă o dată, reamintiți. Reamintiți-vă că avem două căi, relative și absolute. Cum scrii tu calea? Aici ne-am scris așa, putem să spun cu punct, punct, putem să spun tilde, cale completă. Deci nu contează unde sunteți, contează cum vă referiți voi la chestia aia. Relativ, absolut, e o cale. E, încă o dată, și un fișier, dacă dau ls, Ana, directorul, să zicem ls Ioan, Ioan tot o cale este, numai că este o cale relativă chiar directorul curent. El spune că e numele de director, nu tot o cale este. E o cale cu un singur element. Directorul curent, directorul, subdirectorul din directorul curent, la modul ăsta. Și dacă facem invers din weather, fișierele care încep cu A, adică Antarctica și Arctic, da. Nu știu, undeva, îi pun în loc de 0. Hai, fă tu chestia asta, MV. Ok. Hai, MV, ce mutăm? Stai așa, MV, da. Dar nu pot să scriu. A, stai că trebuie să mă să scriu, stai, că o secundă. Eram pe asta la întâi. Da, ai dreptate. MV, another one. Stai, că nu m-am... Așa. A, steluță, dar vrei să mă tot ce începe. Deci, A mic, steluță. Steluță. Așa, unde vrei să mă? Către, nu știu, hai stai să mă uit un pic aici. Către... L-ai pune în resources books. Stai, ce trebuie să scriu? Stai că nu văd aici. Resources, R. Nu. Atenție, uite altă ierarhia. Unde este resources? Este în first one, în training. Ok, stai așa, first tab. Așa. După care am training tab. Resources. Da? Și ai zis resources sau un books? Unde vrei tu acum, că tu de ce? Hai că fac un books, de curiozitate. Și enter. Și după care dacă dau... Dă-i cu 3. Stai. Nu, n-am. Uite. Ok, da, și s-au mutat. Ok, super. Bine, mulțumesc, gata. Bun, perfect. Alte întrebări? Și dacă vreau să mut tot directorul, tot așa cum o vreau... Da, tot cum o vreau, deci nu contează. Deci puteți mutați directoare, tot nu contează. Singura condiție este ca ultim, și atenție, MV-ul de fapt nu primește două argumente. Vă spun acum ce primește, îmi spuneți voi ce înseamnă. MV-ul primește N argumente. Ce înseamnă cele N argumente? Adică pot să... argumentele fiind care sunt fișierele? O să copiez din mai multe directoare într-unul singur, nu? Sau exact, cum? Exact. Deci am, spunem următoarea formulare. Am X surse și X, Y destinații. Dacă am N argumente, spune. Eu? Da, vreau o formulare de forma. Dacă am N argumente, înseamnă că avem X surse și Y destinații.
Pe o funcție multiplă, nu? Da. Adică pot să-mi intre 5 fișiere pe care vreau să le duc în... Am N argumente, da? Am N argumente. A, B, C, D, E, F, G, H. Din aceste argumente, X sunt surse, Y sunt destinații. Dați și mie X-ul și Y-ul. Deci putem să punem în mai multe destinații? Păi te întreb. Astea, dați-mi răspunsul, voi. X e N și Y e 1? Exact. Da, exact. Nu, X e N minus 1 și Y e 1. Da? Adică primele N minus 1 sunt surse, chestii, pune și aia, și aia, și aia, unde le pui? În cutia asta. Deci, genul, mută sticlă în cutie sau mută sticlă, telefon și scaun în cutie. Dacă ai 4 argumente, primele 3 sunt surse, ultimul argument și doar ultimul e mereu destinație. Și pune MV toate căile. Exact, toate căile și ultima cale destinația. Ok. Ultima cale e mereu director, primele N-1 căi, unde N este cel puțin 2, că trebuie să ai cel puțin 2 argumente, pot fi fișiere sau directoare. Și toate după aceea se mută în acea ultimă destinație, în cutie. De-aia dacă dăm, de exemplu, dacă dăm comanda man-mv, ne spune acolo rename file și ne spune acolo mv source punct, punct, punct și la sfârșit directory. Da? Deci îi spune, bă, vreau să-l pui acolo. Dacă din motiv sau altul vrei să fie cumva directorul primul, îi dai, pardon, destinația, cum a venit prima, îi dai opțiunea minus T mic. Vedeți că uitați la ecranul meu, ultima sintaxă a comenzii mv spune poți dai minus T director și după aia vin doar surse. Dar noi, în mod normal, folosim a doua, prima și a doua chestie. Că dăm mai multe surse, aia, aia, aia sau aia și ultima intrare sub destinație. Da, minus T după ce pui sursele, nu? Sau cum? Minus T pui directorul meu după minus T, pui destinația și după aceea okay. Pui sursele, dacă vrei cumva să-l inversezi. Ah, ok, am înțeles. Da? E, acum v-am mințit un picuț. Doar un picuț. V-am mințit când v-am spus că ultimul argument trebuie să fie director. Dacă vă uitați la sintaxa comenzii MV, în prima situație, în prima formă a comenzii, îți spune că primul argument nu trebuie să fie neapărat director. Spune că nu apare director, apare doar destination. Dar este doar în cazul în care ai două opțiuni, doar două argumente. În ce situație, deci, în cazul cu două argumente, al doilea argument poate să nu fie director, poate să fie fișier. Când muți un fișier în același director unde te afli, nu? Când îl redenumești? Când redenumești. Și nu este musai să fie așteptat în același director. Concret, de exemplu, am acest fișier commands.txt, da? Eu pot să iau commands.txt, să-l duc în folderul Dan, să-i spun zuzu.txt. Da? Da, dar este acum zuz, deci este cumva echivalentul unei mutări și unei redenumiri. Și dacă fac acum invers, dacă le iau din Dan zuzu și îl mut aici, în 01 commands, opa, trebuie să scriu numele complet, commands.txt, eu acum l-am mutat și redenumit. Dar în același director. Nu, e că nu e... Că prima dată l-ai luat din... Noțiunea de mutare și redenumire este așa un chestie mai ambiguă, de-astea, că ce se redenumește mutare. Dacă scrie mult într-un folder, alt folder, apoi scrie mutare. Dacă doar dacă îi schimbi denumirea de denumire, e mai complication așa un pic. Deci, bă, care e faza? E bine, nu e bine? De avut în vedere. De asemenea, comanda KP, care face copierea, are aceea sintaxă. Source, dest, cu ce diferă MV-ul de KP? KP face copierea. Rămâne și în folderul de unde. Rămâne și în sursă, da. Deci rămâne și că doar copiază fără să... Nu doar o... Adică, e ca și mai aș lua sticla și aș clona-o și ar fi o parte și aici și o parte acolo. Deci e o duplicare.
Alte întrebări. În pauză? Nu, două minute, vreau să mai arăt ceva. Okay. Vreau să fac chestia cu Find-ul, care v-am întrebat ce-i comanda, este unde a fost în pasta, că am făcut-o la Dan sau la Ioan. Cine, cum i-am făcut chestia cu Find-ul? Comanda lungă. La Ioan, cred. Ioan, la mine, parcă. Ia zi-am, aici, aici este, da. Pe cum ai făcut să o găsești așa ușor? O să arăt și asta după pauză. Okay. Că a intrat la tine și a dat cu... Nu? Nu, nu, că a făcut ceva special. Nu. Am putut am o treia chestie, atât așa. Așa. Ce pana mea? Stai că te să nu find in first one. Așa. Hai să facem, mai facem de la început. Asta este comanda. Ce face comanda asta? V-am arătat ieri comanda find. Vă spuneam ce face comanda find. Îți parcurge ierarhia de fișiere și ți le caută după metadată. Practic, dacă îi dau comanda în forma asta, îmi afișează doar fișierul. Dacă i-aș da așa, mi-ar afișa doar directoarele. Deci vreau să-mi afișeze fișierele. Și comanda asta e chestie foarte fain la ea, îți permite să îi spui pentru tot ce găsești, rulează-mi comanda asta. Practic îmi spune pentru toate fișierele deschise rulează-mi o comandă. Și el spune, băi, execută-mi comanda cut. Acum cine ar spune, băi, eu mă gândesc în felul următor. Comanda cut e o comandă care primește ca argumente niște fișiere. Păi ne-a arătat ieri chestia asta de aici cu dolar paranteză în care practic am înlocuit, am command expansion, am expandat acea construcție cu output-ul comenzii fine. Și este ca și cum atunci am dat cut first one breaks morning spațiu 11.00, cut first one, adică și după aceea se pun în continuare. Cut-ul primește mai multe comenzi, mai multe argumente, mai multe fișiere, deci ar fi în regulă. Ar putea merge comanda asta. Și acum vă spun, comanda asta nu o să meargă. De ce nu o să meargă? Adică ea trebuie să meargă, dar are niște chestii care o fac să nu meargă cum trebuie. Ea nu există sintaxa. E o comandă care în cazul, să spunem, normal la cap ar merge, dar nu în cazul ăsta. Care e problema cu forma asta? De ce nu o să meargă comanda asta? Să ne reamintim un pic, atât ca să facem, să clarific cât de bine se poate. Știu că nu o să fie la maxim, dar să facem asta. Încă o dată, construcția asta, dolar cu paranteză, ce face? Îmi pune, cumva îmi spune, băi, unde este, execută comanda asta și ce rezultă din ea, adică aceste fișiere, că asta este rezultatul ei, dă-le ca argument comenzicat. Și spune, da, bă, le dau ca argument. Hai să rulăm. Ce se întâmplă? Uitați-vă la frate, ce se întâmplă? La unele a mers, dar la altele n-a mers. De ce n-a mers la unele, la majoritatea de fapt? Sunt goale fișierele? Sau... Uitați-vă la ce îmi spune. No suffer directory, no suffer directory. Pe cum ne mă că le găsește? Care e problema? Cum nu există dacă există? Au spații nele. Ai nenorocirea, firea mamelor au spații. De-aia aveți grijă, cel mai bine, cel mai bun lucru, ca să faceți cât mai facil chestia de comandă, nu puneți spații în fișiere, e dureros. Când apar fișiere cu spații, multe mai fund apucați, că asta e demență, e greu al morții să le parcurgi cum trebuie. Din cauza că sunt spații, cut-ul ia acele chestii, ele se duc în shell și se pun cu spațiu. Nu se pun cu ghilimele sau cu ceva și mergi să facem. Și spui, bă, ce facem acolo? Acum cineva spune, a, pe răzvan, ce facem? Hai să punem chestia cu ghilimele. Nici asta nu o să meargă. De ce? Ce se va întâmpla?
va vrea să dea cut la fișierul. First one breaks morning spațiu 11 enter, first one breaks lunch spațiu enter, first one training Linux spațiu fundamentals enter și mai departe. Vrea să dea cut la un singur fișier. Pune tot acel rezultat, pune ca un fel de între ghilimele. Deci nici asta nu merge. Și atunci soluția este să dă chestia asta și poți să-i spun, băi, pentru fiecare intrare execută-mi o comandă, minus exec. Ce comandă execută? Comanda cut. Și apoi spune, cum vrei să execuți? Păi dă-i lui cut ca argumentele fișierului. Construcția asta cretină, dubioasă, absolut jegoasă și incredibil de neintuitivă, acoladă, asta e, luați-o ca atare, asta face. Este un placeholder care pune numele fișierului, dacă lumea, nu pot care spații sau enter, tot merge perfect, pune numele fișierului ca argument comenzicat și execută comanda cut pe fișierul, la cut pe fișierul, cut pe fișierul, la fără niciun fel de problemă. Și mai e nevoie să punem chestia asta, pe care vă explic altă dată care e faza cu ea, și atunci o să meargă. Practic, ce face acum? Fiecare fișier descoperit de comanda find este transmis ca argument comenzi cut și se execută comanda cut pentru fiecare fișier. Nu contează care spații, care enter, care ce vreți voi, merge foarte bine, se execută. Everything is ok. Dar e o comandă ciudățică, educând dubioasă, dar pentru chestiile în care lucrați cu sistemul de fișiere, treaba asta cu find și cu minus exec e foarte utilă. O să iei și niște exemple mai târziu, dar e bine cum să știți de ea, e mai greu de înțeles, mai puțin intuitivă, durează să te acomodezi cu ea, încă o dată, ca de obicei, e bine să știi că există și măcar la asta mai uiți mai cu atent să mai așa, să mai zângăne un pic pe la ureche. Deci, eu am o întrebare. Cu da. MKDIR poți să-ți creezi toată calea și să ajungi până la fișier. Ai da. Putea tot dintr-o singură comandă să creezi și conținutul fișierului? Nu. N-ai cum, pentru că tu nu... Stai să mă gândesc un pic. Stai un pic, man touch. Nu poți. Nu există niciun fel de comandă care să-ți creeze și toată chestia. Dacă ai toate directoarele de până atunci, poți după aceea dai echo mai mare în care către directoare și după aceea fișier. Dacă însă n-ai nici directoare, n-ai nici fișier, nu ai cum. Poți crea cu mkdir-p sau cu mkdir toate directoarele și după aceea fișier, dar nu ai cum într-o singură comandă. Ce mai poți să mai faci, și asta vreau să vă arăt după pauză, după aceea, poți să faci cumva, ca să nu dai două enter-uri, dar mare diferență nu e, poți dai cumva două comenzi și cumva secvențiate. De exemplu, dacă dau comanda mkdir, să spunem container, și apoi dau comanda echo test mai mare container msg, astea sunt două comenzi înlănțuite. Rulează comanda container, mkdir container, ăsta înseamnă înlănțuie comenzile, pur și simplu vine una după alta, e un operator al shell-ului și după aia spune rulează-o pe asta la altă. În momentul ăsta am directorul container și în el am msg-ul având conținutul test. Deci ăsta este un mod prin care să spunem, dar în diferență mare nu e că mai dai două enter-uri, dar ăsta e un care cumva poți să spui așa într-un fel de, într-o singură comandă, de fapt tot două comenzi, numai că le-ai pus cu acest operator punct și virgulă de secvențierea comenzilor. Și tu ai făcut msg, fișierul msg fără touch acum, practic. Păi nu, deci comanda echo, pardon, nu comanda echo, mai marele ăla vă creează un fișier fără să spun nimic. Cel mai simplu mod de fapt de a crea un fișier este următorul. Îți redirectează nimic în fișier, deci îți creează fișierul, practic. Ai din nimic ar putea, ci cea mai simplă formă. Mai mare, fișier. Unde e făcut asta? Asta este făcut în Ioan, nu? TXT-ul. Da, exact.
Hai că v-am împuiat destul de bine capul acum. Hai să facem, vă rog, o pauză. Hai să facem până la 12 fix și apoi ne vedem înapoi aici și continuăm până la 1:30. Perfect. Da? Hai. Perfect. Ciao. Okay.